Pe teren când au un coș, în momentul că chiar când trebuie neapărat să înscrii și toată lumea e în sală și te aplaudă și zice, da, m-am bazat pe tine. Bun, perfect. Se bazează pe tine, dar basketul e un sport de echipă. Cum te înțelegi cu fetele, colegele tale? Ne înțelegem foarte bine, deoarece ne cunoaștem de o perioadă bună de timp și sper că și la Mureș ne vom înțelege la fel de bine. Bun, apropo de basket, fetele care vin din urmă, așa, tu cum le cunoști, mai mici, crescând, cum ți se par? Generația mi se pare mult mai puternică, deoarece deja la vârsta de 11-12 ani ele au o înălțime mult mai mare ca noi când eram în trecut și mi se par mai perspicace. Bun, ok. Ce-ți dorești în viitorul apropiat, acum? Anul acesta vreau să ajung împreună cu echipa din Mureș pe podium, să luăm locul 1 și în viitor sper să ajung cât mai sus. În divizia și mai sus, și dacă, se poate. Dacă se poate. Bun, ok. Eu îți doresc multă baftă, succes în ceea ce faci, multă, multă muncă, exact cum ești, o fată muncitoare, e ok și extrem de talentată și, cum ați observat, are spirit de echipă. Rezultate deosebite, sportivi reghineni. Merită să vii prezentăm. Campania Da pentru Sport va continua și în edițiile viitoare. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine, la aceeași oră. La revedere! Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Termometrele vor indica în Reghin valoarea de 28 de grade Celsius, iar în Târgu Mureș 30. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi parțial noros și sunt posibile ploi slabe. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 31 de grade, la Sighișoara 29, în timp ce la Batoș mercurul din termometre va urca până la valoarea de 27 de grade. De asemenea, la Sovata, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar la Stâncen 23. În afara județului nostru, cerul va fi mai mult senin. Pentru Brașov sunt prognozate 25 de grade Celsius, iar la Sibiu și Cluj-Napoca 28. La Bistrița va fi cu un grad mai puțin. De asemenea, la Alba Iulia, mercurul din termometri va indica 30 de grade. În București cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi de 30 de grade. Marți noaptea cerul va fi senin. La Reghin se vor înregistra 17 grade, iar la Târgu Mureș vor fi 23. Miercuri vremea se menține frumoasă. În Reghin mercurul din termometre va atinge valoarea de 30 de grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 32 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Giulia Matei, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Ai luat bacul? Vino să te înscrii la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, la una dintre facultăți, Drept, Științe Economice, Psihologie, Geografie. Mai multe detalii pe www.cantemir.ro. Vino la magazinul Teletech și bucură-te de marile reduceri la toate combinele frigorifice prin programul Buy Back. Acum ai combină frigorifică Arctic, reducere de 300 lei, volum total 294 litri și 3 ani garanție la numai 1049 lei. Teletech, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 1 mai 2014 și 12 decembrie 2014, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia.
la cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1. Un frigider Whirlpool. Premiul 2. Un pachet cu cuptor, plită și hotă incorporabilă. Premiul 3. O mașină de spălat Whirlpool. 2 cuptoare electrice. Un storcător de fructe. 2 cafetiere cu râșniță. 2 expresoare. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15 decembrie 2014. Detalii despre campania promoțională Comanda Ta, o șansă de a câștiga ediția a treia, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo. Calitate, promptitudine, competență. Cafe Lara. O zi specială începe cu o cafea specială. Situată în Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 24, Cafe Lara vă oferă produse de calitate ale unor mărci consacrate pentru cele mai rafinate gusturi. Terasă modernă și confortabilă în orice moment al zilei. Cafe Lara, o zi specială, începe cu o cafea specială. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Darenghin TV, e luni seara și normal ora campionilor. Cantonament de vară se intitulează ediția din această seară și invitații mei sunt Ioan Boga, Delia Boga și Irina Merdar. Bună seara și bun venit din nou în studio. Bună seara. Bună seara. Bună seara. La unison, pac, 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 se vede, da? E ordine și disciplină. De ce? Pentru că vorbim despre karate și după cum știți, necesită foarte multă disciplină acest sport și... Aceste domnișoare extrem de drăguțe și talentate sunt printre cele mai bune din Europa, da? Sunt campioane europene, așa printre altele, da? Parcă. Se pare că așa? Da? Am dreptate? Da. Da. Bun, la categoria lor de vârstă. Bun. Dar, pentru că e vorba de cantonamentul de vară, până să ajungem la el, am să rog pe domnul Boga să ne spună puțin despre, așa eu știu, o scurtă trecere în revista, ce a fost în anul acesta competițional, să zicem, nu de mult încheiat, dar de fapt în karate nu prea este pauză, știți? Deci am avut o primăvară, să zic o iarnă, primăvară foarte bogată în evenimente sportive, deci evenimente sportive reprezentând campionatele naționale de la nivel de copii. Deci copii mini, cadeți, cadeți, juniori, seniori, unde a fost chiar o perioadă foarte grea de acumulare a ăsta sportivii, a fost angrenat în niște mișcări foarte, deci mișcări de competiții sportive, deci s-au avut chiar săptămânal concursuri și... Deci un ritm extrem de încărcat, de competiție. Încărcat, deci... Nu știu, este o... cum să zic eu? O greșeală, practic. O greșeală a Federației sau ăsta care le-au pus așa de concentrat de competiție și
Vedem la jumătatea anului că am avut 7-8 competiții la copii plus seniorii care au fost în 4 săptămâni consecutive competiții afară. O perioadă foarte încărcată de competiții, deci pentru ei, deci fiind mai ales la copii, foarte greu ca foarte să greu sigur, să da. Și financiar și asta, dar în principiu ne-am descurcat, să zic așa, și financiar și asta, că am avut o mare implicare a primăriei municipiului, la consiliul local, da, da, sigur. E clar. În Mureș, dar ei au s-au dovedit a fi foarte buni sportivi. Deci, practic, știi cum e? Că acum telespectatorii să înțeleagă. Dacă nu ai valoare, nu te sprijină nimeni. Că asta este. Având valoare și având rezultate în competițiile anterioare, e clar că atunci toată lumea, în momentul în care e nevoie, există competiții, sigur, toată lumea vine cu brațele deschise și e clar că așa se întâmplă, pentru că ei chiar merită. Bun, să nu deslușim toate așa în această parte, mai reluăm și în partea a doua. Și de ce? Pentru că vreau acum să le întreb eu pe fete, nu de alta, dar stăm după aceea un sfert de oră și ele să nu vorbească nimic, ar fi culmea. Sunt domnișoare, trebuie să le dăm prioritate. Vorbim puțin despre cantonamentul acesta și le amestecăm așa. Deci, în primul rând, încep cu Delia pentru că e mai aproape de mine, da? Nu pentru că aș avea ceva cu Irina, dar vom mai schimba rolurile. Deci, Delia, în primul rând, cum ți s-a părut cantonamentul ăsta? Mie, cantonamentul acesta mi s-a părut foarte foarte mult pentru că am avut multe antrenamente, uneori ne-am distrat. Da? Bun, deci practic a fost bun. Deci binevenit și bun, da? Da. Bun. O primă întrebare, scurt la obiect. Acum trec la Irina. A fost mai greu ca cel de anul trecut? Pentru că eu știu, ne-am mai întâlnit și anul trecut. Și atunci era o problemă cu cantonamentul ăsta, a? Acest cantonament nu a fost mai greu, deoarece m-am și obișnuit și am fost învățată cu antrenamentele. Bun, vouă vi se pare, acum tot pe tine te întreb, vi se pare că prinde bine un cantonament din ăsta? Pe lângă faptul că e la mare, să ne înțelegem, mare, dar marea e așa doar pentru pregătire, pentru a vedea cât de frumos arată de la câțiva metri din interiorul mării, plaja, pentru că ei se pregătesc acolo, da, face tot felul de exerciții. E bine să faci? Prinde bine? Rămâi cu ceva după un cantonament din asta? Eu zic că da. Da? Te simți mai bine fizic? Ai mai multă forță? Așa? Da, cu mult mai bine. Cu mult mai bine? Delia, tu, acum părerea ta, tu așa ce simți? Parcă ești mai... Ia puțin seamănă așa, Adriana, e puțin mai delicat așa, dar... Simți mai multă forță în tine după un cantonament? După un cantonament de acesta mă simt mai bine, mai în forță. Aha. Deci mai în forță. Știți de ce le întreb? Pentru că ele, în momentul în care merg la competiții și vom vorbi de competiții, pentru că urmează, cu siguranță trebuie să-și apere titlul. Sunt campioane europene, da? E, și eu vă spun de pe acum răspunsul lor cam care va fi. Oricum întrebarea va fi la un moment dat. Nu am ce să fac. Intrăm, am văzut care sunt adversarele, le-am bătut, am ieșit și am venit acasă. Punct. Cam acesta e filozofia lor, pe scurt. Așa, unul dintre punctaturile lor. Sunt foarte hotărâte. Și față de, nu știu, haideți să mă exprim altfel. Știți că toată lumea în toate sporturile face tot felul de cantonamente. Se mai trag, se mai feresc. La voi a fost cazul sau nu? Ceea ce trebuia făcut? Ok, de dimineața, plus că o să-mi spuneți și programul. V-ați ferit? Ați încercat să șmecheriți ceva? Sau... Nu, am nu fost corect. Mai noi suntem, nu? Am fost foarte corecți. Foarte corecte? Da. Da. Bun. Scurt programul, să spunem așa, într-o zi normală din cantonament. Haideți să spunem dimineața. Cam la cât era trezirea? Păi ne trezeam la 6. Wow, la 6. Țineți cont că e și vacanță. Deci, printre altele, da? E cantonament, dar ele sunt în vacanță. Dar asta nu e vacanță. Așa, ora 6 deșteptarea. Așa, apoi alergam până la far și înapoi, făceam câteva exerciții și pe la vreo 6:50 și ceva, mergeam pe plajă, alergam și după aceea ne băgam în apă. Wow, bun. Deci alergam. Ce înseamnă, Delia, alergat? Cam cât însemna alergatul? Alergatul însemna de
10 ture de mare. Deci 10 ture de plajă, practic. Da, de plajă, da. Se referă, da? Acolo să le corectez eu că da. E... A, bine, da. Înțelege. Deci, programul, deci ne trezeam la ora dimineața la 6:10, eram în față la hotel, cam aveam vreo 5 minute de mers pe jos până la plaja din Mangalia, unde era, deci eram cazat la un prieten comun care are un hotel, deci sunt mai mulți frați care frații Luca, care sunt, se ocupă cu lupte libere, deci este vicepreședinte Federației Române de Lupte Libere. Deci am stat la ei acolo, cazați, fiecare stăm la aceeași pensiune, la Sailor, la ei. La 6:10 eram în fața hotelului, mergeam până la plajă și acolo, deci de-aia răspunde că mergeau până la fac, far, deci de unde aveam punctul de... Start, da. Era un far foarte mare în Mangalia și mergeam, alergau împreună cu Adriana, era și Iulica și fetele, deci toți copiii și din clubul nostru care erau, alergau de încălzire până acolo. După aia făceam, era o plajă privată unde făceam antrenamente de încălzire fizică. Și așa, după care facem elemente specifice de pregătire fizică de forță. Deci acest cantonament n-a fost un cantonament de pregătire tehnică, a fost un cantonament de pregătire de forță, de acumulare fizică a sportivilor. Și am încercat să îmbinăm plăcutul cu utilul, deci pentru ei a fost greu. Mergeam, aveam niște lebi de tovarăși de alergare. Da. Niște câini pe acolo, deci care... Da. Dar antrenamentul era specific de forță, deci un antrenament de forță de acumulare, pentru că la sfârșitul acestui an avem... La octombrie, practic, avem europenele și, da, e clar, e nevoie. Și trebuia să muncească, deci am încercat să facem totul pentru el, să nu le pară greu copiilor, deci, dar antrenamente de pregătire fizică în acest cantonament, deci doar pe linia asta am marșat, deci pentru pregătirea fizică a lor. Da, știi, de asta spunea, eu glumeam cu ele, normal. De obicei, sportivii se plâng în momentul când sunt, știi, cantonamentele astea, pregătirea fizică, indiferent ce sport face, iarăși alergăm, dar e foarte important. Acum eu revin iarăși la voi. Încep cu Irina. Bun. Ai simțit vreodată în competiție, după pregătire din asta, că tu ești obosit? Adică, nu mă țin picioarele, nu pot să fac așa vreodată? Nu. Nu. Deci, practic, ai o bună pregătire și atunci e clar că nu poți să te simți slăbită, nu? Că exact. E clar că nu. Da? Deci, prin bine, deci tu simți pentru tine că îți face bine așa ceva? Deci, când ai o pregătire fizică bună, poți să lupți mai bine? Da. Cu mult mai bine. Cu mult mai bine? Simți că ești mai bună decât celelalte, că ești mai bine pregătită decât celelalte concurente cu care te bați tu? Da. Da? Pentru că, acum trec la Delia, te simți vreodată obosită, nu știu, un meci, indiferent cât de greu a fost, și să zici, nu mă mai țin picioarele, mâinile, știi, Adriana, tata, nu merge? Câteodată un pic m-am băitat, dar mi-a trecut. Da, bine, asta bănuiesc din cauza că ești mai fragilă tu, nu? Da. De faptul că nu ai avea rezistență. Și iarăși te întreb, dacă tu ai făcut pregătirea asta fizică, bun, te simți mai bine când intri pe teren, mai sigură pe tine? Când intru pe suprafață, mă simt mult mai bine pentru că am făcut acest cantonament. Bun, perfect. Eu am spus teren, dar de fapt e suprafață de luptă, dar în fine, da, sunt multe sporturi și ne intersectăm cu toate. Și încă ceva, dacă acolo au fost, bănuiesc, mulți copii, mulți sportivi, da? Deci în cantonament, da? De la club. Da. Da. Au fost mai multe categorii de vârstă, da? Da, dintre da. Ei. Deci, practic, asta n-a prea avut importanță, ci faptul doar că e pregătire fizică pentru toată lumea, da? Da, deci nu a contat că sunt mai multe, că sunt seniori, că sunt cadeți juniori. Deci toată lumea s-a implicat într-un sistem de pregătire de forță specific cantonamentelor de val. Deci
În loturile sportive se fac antrenamentele de vară, se fac când este cel mai cald. Un exemplu, dar da, vara, să zicem, la mare, și se fac la munte, iarna, când e cel mai rece, deci trebuie... Cele două, da, da. Opusul, da, deci... Da. Foarte cald, foarte rece, dar tocmai pentru ca să acumulez cât mai mult. Să acumulez de ei, sportivi. Acum am început de săptămâna asta să facem antrenamente în sală, deci, de pregătire, deci din asta tehnică, deci o pregătire tehnică de început, deci să începem să lucrăm un lift de viteză, de ăsta, deci ușor, deci deocamdată ușor, dar o să facem niște antrenamente de să accelerăm, deci că sportivii care vor participa la campionatul european la Tirana în Albania, da, vor trebui în două luni de zile să fie acolo, la nivelul ăla. Deci față de... Un vârf de formă. Un vârf de formă. Bun. Scuze-mă puțin, facem o scurtă pauză publicitară, revenim, pentru că, uitați, ele nu au răbdare. Au pregătire fizică mult mai bună decât a mea, fiind într-un cantonament, da, dar eu trebuie să iau pauză din când în când pentru a-mi reveni și a putea ține un ritm așa cât de cât, apropo de ele. Pauză și revenim. De peste 50 de ani. Nostalgie, amintiri, prezent. Doar la terasa Crama Regun. Plajă, soare, relaxare. Cum vrei să-ți petreci vacanța de vară? Mamaia, Antalya, Creta, Rodos, Santorini, Ibiza, Thailanda. Oferim bilete de avion în Europa sau oriunde în lume. Ideea Tour, ideea ta de vacanță. Oferta promoțională la motoferăstrăul Stihl, începând de la numai 790 lei. Stihl, numărul 1 mondial prin Antora Invest Rei. Magazinul Dante așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. Articole pentru copii și de divertisment. Peste 500 de modele de biciclete, copii de la 199 lei, adulți de la 349 lei. Unic distribuitor autorizat DHS și Ridgebike. Nou, din acest an, Sprint Bike, Bertoni și Lorelli. Accesorii Shimano, cauciucuri Rubena, articole pentru copii, cărucioare, triciclete, premergătoare, scaune pentru mașină, scaune pentru servit masa, pătuțuri, mașinuțe electrice. În luna iunie, reducere de 10% la toată gama de biciclete și articole pentru copii. Reghi, strada Gării, numărul 3, telefon 0265-513-389. Magazinul Dan, tot pentru tine și casa ta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Ora campionilor aici la Dareghin TV, cantonament de vară, invitații mei Ioan Boga, Delia Boga și Irina Merdar. Vorbim despre acest cantonament, este extrem de greu, de solicitant, dar sunt sportivi de performanță. Domnișoarele din studio sunt campioane europene, așadar pregătire la maxim. Dar, pentru că a fost un an extrem de condensat, competițiile, mă rog, federația a avut... poate proasta inspirație de a pune foarte multe competiții. E vorba de copii, de juniori, de vârste fragede și foarte, foarte multe competiții în această primăvară. Dar, revenind la ele, cu toate acestea, sportivii au reușit să meargă mai departe. Să știți ce vreau să vă spun și să, deci este la nivel național, avem... La nivel de seniori a fost campionatul, deci, chiar în emisiunea ta am mai fost la de Adriana, vreau să povestesc, deci campionatul de la Dresda din 16-18 mai, unde a devenit dublă campionă europeană de seniori și a fost primat de Sensei Kanazawa, deci este un monstru sacru a Cu acea sabie pe care n-am avut noroc să o am, dar o voi avea la un moment dat, da? Nu e o problemă aia, când a fost acolo, a mai, deci actualmente are 3 titluri europene anul ăsta și unul de la echipă, deci cu echipa și una de medale de bronz. Sportivii ăștia copii au campioni naționali, deci vreau să amintesc că de aici că de față Irina Merdar, Delia Boga, Cipriana, Cristian Flavius, Mare Andrei, deci copii care au avut rezultate în acest an și merită, ce au meritat și cantonamentul ăsta, a meritat să meargă la mare, să se antreneze acolo. Cu asta. Acum avem un săptămână, peste 2 săptămâni de fapt, un Golden League, deci de senior doar, unde se antrenează timp de o săptămână cu cei mai mari campioni, cu Agaev, cu Amatov, cu doamna Celic, domnișoara Celic, deci campion mondial de VKF, după care este un gol de ligă cu premii în bani pentru seniori. Unde? Delia? Unde? În Turcia. Da. În Turcia la Istanbul, da. Este onoare pentru România, că din România participă doar 2 fete și un băiat acolo. Și printre fete e Adriana, fie clar, da. Deci nici nu am pus problema că poate fi altfel, da. Și am spus că marșăm foarte tare să ne menținem titlurile pentru la copii, deci este la Tirana, în Albania, deci mă mir, și eu m-am mirat, deci credeam că tot turcii sau rușii vor organiza acest campionat. Vedem, uite, Albania. Mă mir, Tirana... Da, știi cum e? Am mai văzut și la alte sporturi, știi? Că într-o vreme îi învățam și acum ne cam ascultă cu urechea, știi? Sau ceva. Da, și nu știu. Lumea s-a schimbat, e în schimbare. Vom vedea. Eu zic că... Vom vedea. Voi veni cu filmări de acolo, să vedem să vedem ce condiții și ce se întâmplă. Dacă Albania reușește să organizeze un campionat european și România nu,
E o problemă. Apropo de federație, bun. Și pentru că e vorba și de acest cantonament, pe lângă sprijinul primăriei și consiliul local, normal, Mobila Dalin este implicată 100% în performanțele lor și ale Adrianei. E un sprijin foarte bun, e o firmă reghineană, e super. Deci nu am făcut reclamă, ci pur și simplu ajută sportul reghinean. Și ăsta e un lucru care merită menționat și care poate da idei și altora, pentru că, într-adevăr, sportul este un sportivii sunt niște ambasadori extraordinari ai Reghinului. Și după cum ați observat, atât în karate, unde avem rezultate deosebite, putem la sporturile de echipă în țară, basket, handbal, fotbal, nu contează. Ideea este, sunt ambasadorii Reghinului. Și în momentul în care mergi la niște competiții și reușești să ai rezultate, atunci și cel care poate să sprijine din punct de vedere financiar se gândește, dar de ce nu? Că la urma urmei, iată, chiar merită. Și ei chiar merită. Apropo de chestia asta. Bun, mulțumiri încă o dată tuturor celor care au sprijinit. Și, bineînțeles, Neluca a fost pe acolo și a avut grijă de ei. A fost și pe post de bodyguard. Bun, acum, revenind, glumeam normal, suntem prieteni și ne permitem, dar vă întreb pe voi. Delia, acum încep cu tine. Care a fost cel mai plăcut moment pentru tine acolo? Ce ți-a plăcut cel mai mult în cantonament, la pregătire, nu timpul liber? Timpul liber vorbim altfel. Mie în cantonament mi-a plăcut că ne trezeam, făceam antrenamente, după aceea mergeam, ne jucam un pic, după aceea iarăși antrenamente. Deci ritmul ăsta de antrenament, îmbinarea asta, plăcut cu util. Da. Bun, ok. Și ce ți s-a părut cel mai greu? Cel mai greu mi s-a părut că ne sculam la 6 dimineața. Deci asta era trezirea foarte devreme. Bun. La tine, Irina? Mie mi-a plăcut cel mai mult la pregătire când făceam sprinturi. Sprinturi? Bun. Și mi s-a părut cel mai greu când ne trezeam de dimineață și când alergam pe plajă. Aha. Bun. Dar în timpul liber, acum încep cu tine, ce îți plăcea să faci cel mai mult? Îmi plăcea totul. Tot. Deci tot ce însemna timp liber. Da. Da? Bun. Și la tine, Delia? Mie îmi place în timpul liber pentru că putem ne juca. Aha. Bun. Acum, ca să înțelegeți de ce e vorba de a ne juca, ce vârstă ai tu? Împlinesc 10 ani. Împlinește 10 ani. Și tu, Irina? Și eu împlinesc 10 ani. Deci, împlinesc 10 ani. Da? Vă dați seama, la această vârstă te trezești dimineața înainte de 6, pentru că spunea Boga, deci e clar că nu, 6 fără 10, dar să te trezești atât de dimineață, să ai un program de asemenea natură și să vii de acolo și să zici, da, mi-a plăcut, a fost în regulă. Deci la 10 ani, e incredibil. Deci asta înseamnă să faci sport și mai ales un sport care disciplinează foarte mult. Deci ăsta, nu știu, în sporturile astea arte marțiale și de tot felul, denumirile nu contează, dar exemplu clar, e foarte multă disciplină și asta e foarte bine. Și acum, uitați ce înseamnă niște fetițe la 10 ani, într-adevăr, deosebite talente, da, campioane europene, dar la 10 ani, apelul meu apropo de, da, apropo de mișcare, de sport, duceți copiii la sport, duceți-i la mișcare, este benefic și din punctul de vedere al sănătății și iată, pot apare talente aici. Și, vă dați seama, campion european din Reghin. Câți ani? 10 ani. A? Cum sună? Cred că ar fi foarte plăcut pentru un părinte și să se poată mândri cu copilul lui și cu rezultatele pe care le are. Dar de aceea trebuie să îi duceți la sport. Nu contează sportul pe care îl practică. Aleg ei, dumneavoastră, nu are importanță. Duceți-i la mișcare, la sport. Bun, apelul meu, clar, acel studiu apropo de copii obezi în România, să știți că rămâne valabil și în ziua de astăzi, cu toate. Și acum, apropo de asta, fac o paranteză mică, am vorbit foarte mult, dar chiar sună tare, chiar în știri, în jurnal de știri de la noi, a apărut informația că ei vor, Ministerul Învățământului, în 2-3 ani, să introducă totuși 4 ore de sport, educație fizică în școală. Ceea ce, nu știu, mie nu vine să cred, nu cred că se va materializa, dar cu o oră pe săptămână, acum spune tu, care faci sport de o viață, deci, poți cu o oră pe săptămână, copilul poate să înțeleagă ceva, ce deci, înseamnă? Deci nu, deci nu are nicio relevanță o oră pe săptămână, deci o oră pe săptămână este foarte puțin, deci să facă sport, deci nici nu
Eu văd în prisma fetei mele. Deci până acum făcea, să zicem, dau un exemplu, iarna, prima oră, să zicem, marța, avea de la 8 la 9 educație fizică. Da. Îmbrăcată cu 10 haine pe ea, mergea la oră de sport. La sport, faci sport. Și după aceea merge în clasă. La... Și merge în clasă. Nu, e clar. Deci foarte benefic ideea. Da, bun, vrem să ajungem și să le cuplăm 2 ore cu 2 ore și să fie în sală de sport. Dar pentru asta trebuie condiții. Deci țin minte și eu, deci eram tineri, deci a fost o generație de, să zicem, de sportivi care a fost când eram tineri. Deci ții și tu minte, nu? Da, corect. Făceau toți sport. Mergeau la oră, făceai basket, handball, da. Fotbal mai, să zicem, mai puțin, dar eram în școală, aveam handball, era domnul Șoium, era da. Domnul Mărcuș, era la generală 2. Exact, exact. Da, profesori da. Care, atletism, erau mai multe... Mai multe discipline la domnul care... Domnul Ștefănescu Voicu, cu luptele libere, deci... Și variate, erau, da, da. Unde toată lumea era implicată într-o mișcare de sport, deci de sport, atletism, lupte libere, handball, erau campionate... interșcoli, deci... Între clase, erau ambiții între fabrici. Da, sigur că... Da, competițiile astea s-au uitat, acum se zice da. Comoditate, nu e comoditate, așa suntem, deci dacă avem ceva bun, de ce să nu stricăm? Din multe puncte de vedere. Și la sport, garantat s-a greșit. Acum e puțin cam greu să repună lucrurile pe făgașul normal. Mă rog, ideea este că vor să încerce. Acum vom vedea. Se pare că din 15 septembrie va fi o surpriză. Cred că introduc 2 ore, s-ar părea, dar rămâne de văzut. Bun, acum revenind la cantonament. În momentul în care te pregătești pentru asta și știi că rezultatele sunt foarte bune, nu știu, ce face așa de bine la mare? Știu că oamenii își duc de obicei și copilașii, și fiecare simțim aerul de acolo deosebit. De ce este atât de bun? Am mai văzut loturi de nenumărate ori. Dacă mergi la mare, nu există să nu prinzi un lot de sportivi, indiferent ce sport, deci, se antrenează pe plajă. De ce? Problema este că la mare, deci, și de programul acesta de dimineață, unde, să zicem, la ora aia, la 6 dimineața, vă spun eu, sunt foarte puțini oameni, ăsta sunt oameni doar care sunt interesanți, sunt aerosoli de dimineață, deci hai că e soare răsărit. Deci deja era... Da, aerul este liniștit, marea liniștită, deci dacă nu e agitată marea, copiii, dacă exact și unde eram noi într-o zonă, în Mangalia, aveam o plajă privată, deci să zic eu vreo 300-400 de metri, un golf, un golf, era un aerosol, puteai să respiri, făceam noi sprinturi și astea, dar majoritatea antrenamentului făceam până la brâu, în apă, în mare, cu niște exerciții specifice de a inspira și expira aerul acela. Deci aerosolul ăia de dimineață la mare, cu fața către soare, cu ăsta, briza aia mării, deci e un lucru benefic, deci chiar sănătos. Deci nu numai că sportivi, erau și printre noi niște oameni ăștia mai în vârstă, deci care pentru același lucru, da, încercau să profite de aerul ăla de dimineață. Exact, și s-au alipit de grupul nostru de sportivi, mai alergau bine, în limita posibilităților care ăsta, au făcut și alergări dintre plaje, dintre Mangalia până la Saturn, Venus, acolo între plaje. Cât puteau, dar vă spun, dimineața la ora aia e un aer plăcut, un aer sărat, exact ca într-o salină. Deci ai merge într-o salină și inspiri aerul ăla sărat de... Da. Și cu... nu știu, să zic eu. Ce conține el? Ideea este că e foarte sănătos. Exact. Asta, deci... Pentru ei. Bun. Acum, pentru că e foarte sănătos, cum erau exercițiile în apă pe care trebuia să le faci? Exercițiile în apă erau foarte distractive, un pic grele, dar ne-am descurcat și apa era un pic cam rece. Un pic cam rece la ora aia, da, într-adevăr era de dimineață, dar la ce
vă n-aveți voi și tot ceea ce trebuie, nu cred că era chiar o problemă. Apa, că era puțin rece. Nu, ne-am obișnuit cu ea. Da? La tine? Cum ți se păreau exercițiile în apă? Tot distractive și uneori și ușoare, dar și grele. Da, da. Era Adriana cu voi acolo și făcea? Sau cum? Cum erau chestiile în apă? În apă pur și simplu mă interesează. Intram acolo, ne relaxam. Aha. Și apoi exerciții clare pentru fiecare, da? Da. Deci exercițiile care le făceam în apă erau la step-up normal, da. Erau, se făceau la sfârșit de antrenament, deci erau niște exerciții efectiv de relaxare, deci nu erau niște exerciții impuse de ăsta. Deci după alergare, o alergare mai profundă sau sprinturi, aveam scări, deci vă spuneam la început de lebede, aveam vreo 5-6 lebede care erau prietenii noastre, deci nu veneau lebedele, înseamnă că era furtună pe mare. Așa deci v-ați ghidat după ele. Stăteam chiar într-un anfiteatru, să zic așa, făceam scări, deci 20-30 scări, alergare, iarăși scări, veneau înapoi, sprinturi. Deci, practic, clar, pregătire fizică, așa. Deci, relaxarea era sfârșitul de antrenament, unde făceam în mare, deci era ghinionul, copii încălziți de ăsta și intrai în mare, la ora aia, la, să zicem, în jur de ora 7, intrai în mare. Era răcoroasă, hai să zicem răcoroasă, dar bun. Bun, ok, extrem de interesant și ați văzut benefic, pentru că, uitați la ele, sunt ca două floricele, deci nu au niciun fel de problemă. O scurtă pauză și revenim, pentru că, într-adevăr, nu oricine poate, dar când ai niște campioane europene lângă tine, trebuie să poți. Pauză și revenim. Eleganță deosebită, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marofinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie primită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin. Ai luat bacul? Vino să te înscrii la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș la una dintre facultăți. Drept, științe economice, psihologie, geografie. Mai multe detalii pe www.cantemir.ro. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de saună, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiunea Anca, Reghin, strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine.
Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghineană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. A revenit ultima parte a emisiunii, ora campionilor, cantonament de vară, Ioan Boga, Delia Boga și Irina Merdar, invitații mei și normal, despre karate e vorba și aceste domnișoare vor împlini 10 ani, dar iată, sunt sportive extrem de bune și cu care noi chiar trebuie să ne mândrim. Inclusiv sunt campioane europene la categoriile lor de greutate, de vârstă și așa mai departe. Nu e lucru puțin. Și sunt din Reghin, ca să vedeți. Bun. Dar acum, pe lângă faptul că a fost un cantonament greu, ele s-au și distrat, principala problemă, am rezumat eu, a fost că trezirea la acea oră foarte matinală a fost o problemă pentru ele. Dar, în concluzie, iată-le, tinere, foarte bine puse la punct, mult mai bine decât mine, deci din punct de vedere fizic e clar că mă depășesc. Dar acum, lăsând gluma deoparte, o concluzie apropo de cantonamentul ăsta, pentru tine, ca și specialist. Nici nu să spun ca specialist, că este normal ca fiecare antrenor să-și facă pregătirea fizică a sportivilor din clubul lui cu ăsta. Acum am terminat cu pregătirea de acumulare fizică a sportivilor, deci acumulare fizică, deci pregătirea musculaturii sportivilor de vară. Acum avem, până în data de 3-4-5 octombrie, începem să facem antrenamente și vacanță. Lună de zile în care eu sper să începem să facem antrenamente și un antrenament și două, vreau să le duc și la bazin, la strandul din incinta municipiului Reghin, la strandul Reghinului, da, să le facă, să facă și not în afară de antrenamente. Încerc să facem două antrenamente în care să lucrăm pe viteză. Deci eu zic că în două luni de zile, hai, nu două luni, că mai sunt două luni de zile, o lună jumate să ajung cu ele la un nivel foarte ridicat de viteză, de forță, plus că și notul este benefic lor. Deci știți cum e. Deci faci antrenament, dar trebuie să faci antrenament de recuperare fizică, medicamentație. Acum nu putem să omitem și asta, că și cu greutatea amândouă sunt la limită și de vârstă și de greutate, deci cum e Delia, e la minus 35 de kilograme, deci să zic așa, Irinuca și ea la 39 jumate de kilograme, deci dacă au apucat un weekend din ăsta mai sănătos,
cu prăjituri, sare. Cu prăjituri, da. Cu ăsta e... E pericol. E pericol de scopii, deci nu ăsta, dar sperăm să ajungem. Deci am înțeles și știu din surse sigure că de anul viitor, la 10-11 ani, s-a introdus și la copii proba de echipe, deci vor fi 3 plus 1 fete, deci 3 fete plus o rezervă la echipe, va fi și campionat european de echipe la copii, s-a introdus în... Foarte bun, asta e lucru foarte la, bun. În 2016, acum la Baku, va fi prima probă olimpică, deci de karate, VKF, și deci dacă încep de la copii, e, va fi ok. Deci, ce să zic, probă olimpică este și avem șanse mari, că avem copii foarte talentați în țară, deci chiar foarte talentați, și sperăm să, mai ales la feminin, să obținem și medalii. La masculin este un pic puțin mai greu, deoarece sunt mulți. La copii, la, mai ales la 10-11 ani, sunt pe categorii 60-70-80 de copii pe o categorie de greutate. De greutate. Deci e greu. Deci greu. La feminin avem șanse mai mari, pentru că la nivel mondial nu sunt așa multe fete talentate cum avem în, la noi în țară, deci chiar nu sunt așa fete talentate, deci sunt, deci competitoare bune, da, dar nu dar de nu, valoarea asta. Nu de da. Valoarea lor. Deci și la copii, au început de la 5 ani, 4 ani, jumătate, 5 ani în sală, fac și fac de performanță, deci chiar sunt... Eu pot să zic așa că sunt, nu că sunt un șmecher, dar eu zic că sunt talentate. Deci între șmechere sunt șmechere. Deci... Da, e clar, da, asta e foarte bine. Da. Bun, și apropo de șmechere, așa cum spune, uite, cum spune antrenorul. Acum, pe Irina, șmecheră, dar spune-mi tu mie cum e pregătirea asta. Tu ai mai fost la European așa, acum da. Se apropie. Cam cum se desfășoară lucrurile, fără să... antrenorul știe, dar spune-mi tu, cum simți tu că te pregătești? Cam cum e cu antrenamentele acum, în perioada asta? Cu antrenamentele este mai greu, deoarece este și campionat european și... Da? Și e mai intens ceea ce faci tu, adică e mai da. Mult și mai greu, așa, da? Dar, practic, tot ți-e la îndemână, că ai acum o pregătire fizică, n-ai nicio problemă. Bă, cantonamentul ăsta poate să-ți ceară orice. Și trei antrenamente pe săptămână, că nu e nicio problemă, nu? Da. Cred. Bun. La tine, cam cum se desfășoară? Ce antrenamente? Noi antrenamentele le facem uneori de oră jumate, două. Facem la manechine mai mult. Ne antrenăm pentru europene. Ca da. Anul trecut. Ca anul trecut. Bun. Și acum, pentru că trebuia să vină întrebarea, nu? Și acum vine. Bun. Delia, te întreb pe tine. Cum crezi că se vor desfășura europenele? Ajungi tu acolo și? Și eu, când o să ajung acolo, o să mă gândesc că o să mă lupt și o să câștig. Bun, perfect. Și deci vei fi din nou campionă europeană? Îți aperi titlul câștigat? Da? Da. Bun, perfect. La tine, Irina? Tu cum vezi? Te-ai dus acolo și... Da. Și eu mă gândesc că dacă adversarile sunt bine pregătite sau da. Așa, ce tehnici au și da. Cum le dau. Și vrei să ce? Ce va, la final ce va fi? Cine va fi campioană europeană? Eu. Bun, perfect. V-am spus că așa va, ăsta va fi răspunsul. Deci nu, doar că trebuia, era clar, trebuia să le întreb. Știu că mai ai încă o... Nu neapărat o idee. E un proiect, ceva, vrei să-l materializezi în toamna asta. Deci, la sfârșitul anului, deci era un proiect de mai mult timp care l-am avut în capul meu. Deci, la sfârșitul anului, aș dori să fac. Deci, știu că în fiecare an, în luna ianuarie, februarie, se organiza, deci este un brand Gala Sportului da, Reghinian da, la da, nivel sigur, de oraș Reghin, da. Deci eu aș dori, deci acolo s-au făcut mai multe premiere a sportivilor, a antrenorilor, deci eu aș dori să organizez personal, deci personal, deci am inclus în bugetul clubului nostru un ăsta
să organizez o gala laureaților, deci aia însemnând o premieră a sportivilor, deci campioni, deci da, doar campioni. Deci, și sportivi de performanță, ca, da, da, da. Deci doar sportivi de performanță care sunt campioni, care se organizeze în luna decembrie la o locație, la un restaurant undeva, deci da, exact cum se organizează da, un festival, la gala fotbalului. Așa, corect, da, înțeleg. Aș dori să te invit pe tine personal pentru că ești un bun prezentator și lucrez cu oamenii, deci cu sportivii care sunt campioni, deci aș dori să fac treaba asta, deci te invit de acum, deci să nu-ți faci să nu program, fac alte program. Bun, bun, mulțumesc, da. Și bineînțeles, dar într-o locație aș dori să organizez treaba asta cu oameni de afaceri din municipiul Reghin. Deci să zicem exact clubul Rotary sau care sunt oameni de afaceri, businessmen, care să, și să prezentăm oficial cu filmări, deci dovedind rezultatele sportivului, oricărui sportiv care este, să zicem, în competiții de șah, karate, basket sau orice, da, să absolut, dovedim, da, și să-i primim în numerar cu bani pe acest sportiv, înțeles, o șampanie cu ăsta, dar doar sportivii campioni. Deci o gala laureaților, deci eu zic nu o gala sportului reghinean, să nu mă bag peste... Da, că acolo este altceva, e și amator, da, și tot, în sprijin tot, toată mișcarea sportivă. Și de aceea ți-am zis să te invit personal pe tine, Ghiță Zileru, deci da, să nu mulțumesc, bun, ok. Fiind un om de sport care te ocupi și cu emisiuni sportive și ăsta acolo, o să împreună o să o regizăm, să o facem, și împreună cu Da Reghin TV. Da, absolut, sigur că da. Oricum, Da Reghin TV cu siguranță va fi implicat în acest program, da, și vom arăta reghinenilor și o altă față, adică să dăm așa puțin, eu știu, deci splendoare. Eu promit solemn că sportivii campioni din orice ramură sportivă vor fi premiați în ori cadouri, ori în bani. Am înțeles ideea, deci, da, da. Dar da, vom face exact ca o Liga Campionilor cu... focuri de artificii, masă festivă, îmbrăcăminte adevărată. Interesant, mulțumesc, da, eu accept invitația, dar în TV cu siguranță iarăși. Deci se pregătește încă un eveniment deosebit. Așadar, pentru sportivii de performanță, pentru campioni, li se pregătește ceva. Deci, aveți deci grijă, ceva plăcut. Deci va fi în luna da, decembrie, la începutul lunii. Deci exact cum se organizează o gală, deci în luna decembrie, înainte de Crăciun, de sărbătorile de iarnă. Da, și uite aici chiar ai dreptate. Asta ca să vedeți. Ideea lui Boga vine chiar foarte bine. Eu am mai spus acest lucru. Nu știu câtă importanță dau unii dintre reghineni, dar există sportivi de performanță în acest oraș. Există, nu știu câtă lume, mergând pe stradă cele două domnișoare de aici, le recunoaște cineva să spună, domnule, sunt campioane europene. Vreau să vă spun ceva, nu contează în ce țară ești, dar ținând cont că suntem în Europa, da, europeni, vă spun, și afară, orice sportiv care are rezultate în comunitatea de unde e, este respectat și este cinstit. Deci lumea știe, îl respectă. Chiar și această gală și asta va fi. Să recompensăm efortul și ceea ce... Dintr-un an întreg. Exact, dintr-un an întreg, rezultatele și să arătăm reghinenilor, domnule, da, uite, ei sunt cei care... Uite, ambasadorii noștri merită. Îi vezi pe stradă, da, domnule, uite, acela e. Uite, Delia, uite, Irina, da, sunt campioane. Uite, sunt sportivi, chiar foarte bun. Nu,